Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Astăzi la Verde în față vorbim despre Galați, principal port la Dunăre, dar și un centru industrial încă important pentru România. Industria siderurgică, navală, chimică și chiar industria alimentară a țării noastre se regăsesc și își regăsesc emblema la Galați. Nu în ultimul rând, aici regăsim un patrimoniu cultural și istoric extrem de bogat și valoros al României, care ar putea și ar trebui să transforme orașul Galați într-un centru turistic remarcabil pentru țara noastră, aș spune eu. Domnul Ionuț Puchianu, primarul în funcție al orașului de la Malul Dunării, este acum la Misiunea Verde. Vă mulțumesc, bună ziua! Cu mare drag, cu scuzele de rigoare pentru micile inadvertențe de dinainte de emisiune. Nu știu despre ce vorbiți, noi suntem foarte bine aici. Știu că sunteți prins în febra dezbaterilor privind comasarea alegerilor. Mai aveți timp și pentru proiectele orașului? Comasarea alegerilor sunt absolut terțiare, nici măcar secundare pentru mine, și problemele orașului sunt cele primordiale. Și nu o spun ca pe un dicton dintre acesta politico-administrativ, mai ales că urmează alegerile, indiferent când se vor organiza ele. Dar cel mai... hai să spunem că familia e primul, e pe primul loc și problemele orașului sunt imediat în spatele acestor probleme de familie. Am înțeles. Galațiul a rămas încă un centru industrial important pentru România, ceea ce înseamnă că și poluarea este încă un factor de risc pentru locuitorii ei. Noi astăzi la Verde în față am vrea așa să ne răspundeți scurt și concret pe câteva domenii ale protecției mediului. Din această perspectivă a faptului că orașul Galați este încă un centru industrial, măsurați calitatea aerului pentru locuitorii dumneavoastră? Evident, o măsurăm în permanență împreună cu cei de la Agenția de Protecție a Mediului. Acolo se închid toate datele. Primim atunci când rar cei drept mai avem depășiri. Și de obicei depășirile respective sunt absolut punctuale și de obicei înregistrate în funcție de numărul de lucrări pe care îl desfășurăm în zonele, eu știu, monitorizate sau acolo unde există un martor. Deci există un aer curat și gălățenii respiră aer curat, deși aveți ținând cont de faptul că ținând cont de faptul că anul trecut am fost votați ca orașul cu cel mai curat aer din România, locul 21 în Europa, aș putea spune că stăm bine din punctul ăsta de vedere, mult peste orașe care se doresc a fi mult mai green decât suntem noi. Dar revenind punctual la ceea ce spuneați puțin mai devreme dumneavoastră, faptul de că e în continuare un oraș foarte industrializat, să știți că de aproape 10 ani de zile, toate companiile majore de pe raza județului Galați și în mod special a municipiului Galați au campanii extrem, extrem de consistente de investiții în zona aceasta a protecției pentru mediu, sunt cel puțin al nostru combinat siderurgic are investiții de niște sute de milioane în filtrele acestea atât de necesare pentru a nu mai polua, la fel și șantierul naval. Deci cam toată lumea a înțeles ușor ușor că partea sau cu partea de mediu nu prea te mai joci. Să știți că vreau să vă întreb cineva a votat ca fiind orașul cu cel mai curat aer. E un studiu internațional, nu e pe voturi, ci pe efectiv pe o monitorizare constantă la nivel european a calității aerului. Deci niște martori extern cumva, dincolo de subiectivismul fiecărui cetățean în parte. Am înțeles. Ce să spun, nu mă așteptam, recunosc, să aflu acest lucru și în aceeași măsură să aflu de asemenea că anul trecut Galațiul a fost desemnat, e adevărat, de către Ministerul Mediului ca fiind Best Electric City din România. Asta înseamnă cel mai prietenos oraș cu mașinile electrice, da? Din punct de vedere al infrastructurii. Avem, nu mă așteptam la asta, felicitări.
De ce? Multă lume nu se așteaptă la Galați să facă... Poate că nu avem cel mai bun PR de pe planetă, dar la nivelul lucrurilor pe care efectiv le facem, eu zic că suntem mult peste multe alte orașe din România care beneficiază de o publicitate și de o atenție mult sporită, atât din partea Uitați că vă face o televizorilor publicitate naționale. acum, nu dumneavoastră, ci Mulțumim orașului. frumos! Și mi-aș dori tare Mulțumim mult frumos! să, ca românii să-și dorească să vină să viziteze Galațiul, pentru că E într-o are continuă ce să transformare. arate. Da, bun. Deci 46 de stații de încărcare aveați anul trecut. Așa este. Câte aveți anul ăsta? Ați mai crescut? Acum avem în implementare, am scos la licitație, încă 146 de stații de încărcare electrice. Asta înseamnă că undeva pe finalul anului acesta, jumătatea anului viitor, cel mai probabil Galațiu va putea să spună sus și tare că are pe domeniul public amplasate și manageriate de către Primăria Municipiului Galați aproximativ 200 de stații de încărcare. Vom avea și ultracharge, vom avea și fast charge, vom avea Deci și dintre putem să acestea plecăm de la locale. București cu mașina electrică să venim la Puteți Galați dacă pleca nu chiar mergem. și acum, să știți, O să plecăm. fără nicio problemă. Transport public verde, cum arată? Eu zic că și aici, în ultimii 5 ani de zile, am achiziționat 104 mijloace de transport în comun. Chiar dacă din aceste 104 nu toate sunt cele mai verzi cu putință, mă refer Adică de aici ce la nu sunt? faptul că pentru că avem și 40 din această cifră de 104, sunt 40 de autobuze Euro 6, ceea ce înseamnă cumva, hai să spunem, încă poluează mai puțin, dar poluează, Să le-am știți luat că pe eu când zic acelea vers mă pentru. refer la autobuze electrice sau maxim Păi, hibride. tocmai de asta v-am spus. Avem 20 de hibrid, avem 8 tramvaie noi, primele după aproape 50 de ani de zile, sincer cumpărate, avem 17 troleibuze noi și în momentul de față avem pe Programul Național de Redresare și Reziliență alte 60 de unități ce urmează să vină, toate full electric de data aceasta, plus încă 10 tramvaie. Deci, din punct de vedere al transportului public, cred că Ați în venit și maxim un an de zile o să stăm nu bine, ci foarte bine. oricum Cel stați mai mai bine decât probabil, anul București, pe ceea vremea ce asta, da. vom putea vorbi de un transport aproape 100% verde pe raza municipiului Galați. Verde full electric, la asta mă refer. Am înțeles. Merg gălățenii cu bicicleta prin oraș, folosesc, aveți pistea de biciclete? Merg. În ultimii ani, cred că avem peste 20 de kilometri de pistă de bicicletă inaugurați în diferite zone, dar în mod special ne-am axat pe zona de centru, să știți. Încercăm să facem conexiunea între diferite cartiere și zone ale Galațiului cu centrul orașului și să centrul să-l facem cât mai accesibil pietonilor sau cumva într-un viitor extrem de apropiat să devină eminamente pietonal și pentru cei ce aleg bicicleta sau alte forme alternative de transport. Ce mașină conduceți dumneavoastră? Cea de la unitate este o Dacia Duster. Cea pe care o am acasă este un plug-in hibrid. Ah, Ca m-am să fiu iertat foarte un pic. sincer. Am Asta e. înțeles. Managementul deșeurilor, cum arată în Galați? Toți gălățenii beneficiază Eu de zic că infrastructură, colectează separat? încercăm noi infrastructura, o avem, nu de acum, ci de mulți ani de zile. Faptul că gălățenii sau o parte dintre ei aleg să nu colecteze separat e o chestie ce ține deocamdată doar de opțiune, dar cel mai probabil prin toate mijloacele pe care le avem vom ajunge și la forme de coerciție a acestor cetățeni care Dar nu nu un an înțeleg. electoral, să înțeleg, la anul N-am electoral o poate. problemă, sincer, Nu? cu ideea aceasta de an electoral sau nu. Lucrurile trebuie făcute indiferent de momentul în care trebuie ele implementate. Am Acum, dacă înțeles. o judecăm doar din perspectivă electorală, sincer, n-ar Așa mai se trebui să faci întâmplă. nimic, că s-ar putea să deranjezi. Așa se Sunt întâmplă în ușor mare mai parte la atipic România. și aveți dreptate, dar din punctul ăsta de vedere sunt ușor mai atipic Bun, ca un politic.
Așa să fie. Aș vrea să amintesc aici despre un proiect de centru de colectare interesant, 6,5 milioane de euro de Așa, colectarea deci sunt două. deșeurilor inerte. E un proiect al Consiliului Județean, nu e al dumneavoastră, dar e acolo Aici suntem Galați. copărtași, cumva să spunem, pentru că suntem în acest ADI împreună. La nivelul județului Galați, am să, pe repede înainte, am să vă descriu cele două axe pe care se dezvoltă salubrizarea. Pe de o parte este acest ADI de Asociație de Dezvoltare Intracomunitară care acoperă întreg județul, aici însemnând o groapă nouă ecologică deja construită, înseamnă un management al deșeurilor în implementare și o stație de tratare biomecanică care urmează a fi construită pe raza municipiului Galați, în mod special pentru a putea extrage din gunoaiele strânse de pe raza teritorială a municipiului Galați, tot ce poate fi reciclat, urmând ca pe groapa de gunoi să ajungă efectiv doar fracția umedă, ceea ce nu se mai poate folosi sau reutiliza. Pe de-o parte, pe parte strict la nivel de municipiu Galați, avem în momentul de față ceea ce se vrea prin PNRR și anume cele două forme de ajutor pentru această zonă. Avem 336, sper să nu greșesc cifra, de centre de insule ecologice, așa cum ne-au numit. Sunt fostele puncte de colectare, ghienele de gunoi, așa cum poate din diferite zone ale României, poate au diferite zone, diferite nume, iertați-mă. Sunt 336 de puncte. Aceste puncte sunt punctele vechi de colectare care vor fi modernizate. O parte dintre ele vom încerca să le ducem în pământ, în a fi îngropate, aceste puncte de colectare. Și nu în ultimul rând, două puncte de aport volutiv, cred că au Voluntar. denumit mai aparte aceste două puncte, acolo unde pot fi aduse toate deșeurile mari, de la mobilă, tot ce mașini de spălat, sau eu știu, orice alte electrocasnice, centre de aport voluntar. Uite că mi-am adus Voluntar, aminte cum da. spune, că nu mai știm ce să mai inventăm, să rebranduim, de nu mai înțelege nimeni nimic din punctul Înțeleg. ăsta de vedere. Înțeleg că acolo să se producă la acest centru de colectare a deșeurilor inerte, că și astea se numesc altfel, și energie din surse regenerabile. Abia așteptăm să vedem când se, așa am citit, sper că nu Da. greșesc. Ar fi Mai avem un important. proiect tot pe PNRR, fosta groapă de gunoi și deci celula 1, cea pe care am închis-o acum 10 ani de zile, la fel cum și celula 2, cea pe care o folosim în momentul de față, urmează să fie închisă ecologic. Cele două zone, vorbim de niște hectare în momentul de față, vor fi acoperite cu panouri solare. Panouri care vor putea produce necesarul de energie, cel mai probabil transportului în comun. Nu că ar putea deveni gratuit, dar cu siguranță ar putea vorbi de o reducere a costurilor semnificativ. Eu sunt foarte fericită când văd primarii atât de cunoscători în problematica asta de mediu și în proiecte noi și în investiții și chiar să se întâmple lucruri acolo. Însă. Eu fac totul cu pasiune, vorbesc serios. Cred Ok. că sunt. Îmi place ceea ce fac și mă trezesc și vin la birou cu plăcere. Recunosc că mai am și eu lipsuri, eu nu sunt perfect, dar când vine vorba de proiecte, cred că Bun. oricând, la orice moment din zi și noapte. Cineva îmi spunea de curând, întreabă-i pe primar, te rog frumos, de ce nu sunt capabili să facă orașele lor și frumoase? Și nu vreau să-mi răspundeți, am un răspuns, dar nu-l dăm acum. Aici, Nu-mi vedeți dumneavoastră răspundeți, dacă. nu-mi Nu, răspundeți, nu, vă rog. nu, 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 nu! Permiteți-mi preț de câteva secunde. Vedeți, frumusețea e o Fiecare chestie definește ce ține frumusețea de în felul gusturi. lui, nu? Sau cum? Dar Exact. spune-o, Și eu am când e avut vorba. probleme cu. Când am refăcut centrul orașului și o parte din spațiile verzi, am avut această problemă Păi stați că aici în. vreau să ajung. Stați așa. Vă rog. O secundă. Un oraș frumos înseamnă, sigur, în funcție de standardele fiecăruia, da, în felul lui. Dar când vorbim despre un oraș, vorbim în primul rând despre sănătatea oamenilor. Și atunci, Așa este. și
Sigur, și de mai multe alte lucruri, dar sănătatea este cea mai importantă. Și atunci vă întreb, de ce vă spun gălățienii betonel? Betonuț. E un atac care a plecat acum câțiva ani de zile din partea opoziției. Acum, vedeți dumneavoastră... Nu, iar ați intrat în disputele astea politice. Nu, să știți, nouă ne-au scris oameni care locuiesc în Galați. Nu cred că sunt într-un partid politic. Și Eu vă cred. Se referă strict la faptul că centrul orașului este betonat, că s-au tăiat arbori. Trebuie să spunem acum, nu, ba da, oamenii spun și nu doar unul sau doi. Dați-mi pe viață, să vă explic. Stați să vă rog, ascultați-mă. Galațul era denumit orașul Teilor. Așa. Toți primarii ar trebui să-și propună să crească spațiul verde, nu să îl distrugă. În momentul în care Așa este. acolo în centru s-a betonat în câți copaci s-au tăiat și cât spațiu verde s-a redus. Bun. Cât s-a micșorat Haideți spațiul. să stabilim de micșorat spațiu verde pe un areal relativ redus. Da, s-a întâmplat lucrul acesta și am să și vă explicitez. Vedeți dumneavoastră, pentru ideea de urban, noi avem o formă ușor atipică de a vedea lucrurile. Piațeta centrală a unui oraș este zona de agora, e acolo unde se întâlnește lumea, unde se poate aduna, unde își poate striga, dar de ce nu, ofurile. Da? Bun, din păcate, din cauza lipsei de cultură, și nu mă refer la partea aceasta de informații, ci pur și simplu nu avem o cultură a spațiului verde, nu avem o cultură arhitecturală, nu avem o cultură economică, nu avem o cultură nici măcar civică, Bun, și în mare măsură. Asta va determina Acum, să betonați 5.000 de metri pătrați? Eu am redat, încă o dată, vă invit, pentru că erați curioasă de Galați, vă invit Da, la vin. Galați, să vedeți ce înseamnă suprafață betonată, dacă o considerați, o puteți considera a fi betonată. Era o zonă de centru, kilometru zero al orașului, care era pur și simplu o suprafață de pământ reavăn și nimic mai mult. El a fost redată cetățeanului. Acum, pe timp de vară sau atunci când vremea permite, vreau să vă spun că sunt tot felul de happening-uri, Galațiu nepreavând zone. Putem să facem asta și pe iarbă, domnule primar? De ce trebuie să Da, betonăm când temperaturile cresc în fiecare lună? există și iarbă. Nu, trebuie să fie Destulă. doar spațiu verde. De ce trebuie să Nu e fie adevărat. beton? Permiteți-mi să vă contrazic. Bun, Urbanul, dacă acum vreți, noi doar puțin ne iarbă verde, contrazicem. avem... Doar Nu, iarbă dar... verde, dar nu puteți să betonați 5.000 de metri pătrați în centrul orașului pentru că oamenii vor să stea pe căldură vara să le fiarbă creierii în Deci, cap. eu vă întreb Și asta nu altceva. vă spun eu Dumneavoastră, vă spun gălățenii dumneavoastră și aș vrea doar atât să vă întreb. I-ați ia, întrebat? stați o secundă. Deci, una la mână. Discutați sau discutăm despre un proiect pe care dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră, nu l-ați văzut. Prin Am văzut urmare, fotografii. sunteți indusă ușor în eroare de o părere, două, trei. Faptul că gălățenii apreciază orașul pe care îl au sau nu îl au e dat de scorul pe care îl înregistrezi la alegeri. Prin urmare, din nou revenim la ceea ce spuneam puțin mai devreme și faptul că, într-adevăr, gusturile nu se discută. Avem și un pasaj în mijlocul orașului, cel care face legătura pe sub una dintre arterele principale ale acestui oraș pentru pietoni, da? Din nou, care suscită tot felul de discuții. Toată lumea vorbește despre el, dar atunci când a fost dat în folosință, toată lumea își făcea fotografii cu el. De ce? Pentru că are un element de senzațional, cel puțin pentru Galați. Acum, ideea de a scoate toate bordurile și tot cimentul și tot asfaltul dintr-un oraș, mie mi se pare nedemn N-a spus de nimeni urbanul asta. secolului Nu, stați un pic, 21. haideți să ne oprim. Noi suntem Bun. aici la o emisiune de mediu. Pe Cu noi ne siguranță. interesează și pe ascultătorii emisiunii mele, îi interesează ce fac primarii din orașele României, Bun. astfel încât să
crească spațiul verde pe cap de locuitor, să construiască mai multe parcuri, să respirăm aer mai curat, să avem vara totuși locuri unde să putem să mergem, să nu leșinăm pe stradă din cauza asfaltului, a betonului. Acum orașele se îndreaptă în dezvoltarea lor urbană, se îndreaptă către zone verzi, zone umede, iazuri, nu către dacă beton. Deci, dacă frumusețea putem să o interpretăm diferit, dezvoltarea sustenabilă are aceeași direcție. Bun. Let's agree to disagree, ca să spunem așa, da? Și eu știu nu vă că sunt votez, la... să știți, nu eu Nu, vă nu, 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 votez. nu, dar nici nu pot să accept by default o părere, da, din oficiu o părere, fără să nu-mi exprim și eu punctul de vedere. Acum, știu că, mai ales în presă și mai ales în genul acesta de emisiuni în care dumneavoastră ca moderator adresați întrebările, cu permisiunea dumneavoastră o să-mi permit să adresez și eu o întrebare, atât dumneavoastră cât și celor care ne urmăresc, dacă mi este permis, evident, Vă rog. și anume, pentru că vorbeam puțin mai devreme de cultura aceasta arhitecturală pe care o avem sau de cele mai multe ori nu avem, noi confundăm parcurile cu piațetele. Spuneți Îmi întrebarea. confundăm, Am dați-mi, depășit timpul, deci. ați fost cel mai probabil, ca să dau doar exemple din România, ați fost cel mai probabil în Sibiu, ați fost în Cluj, ați fost în Brașov, ați fost în Oradea, da? Orașe, ați fost în Timișoara, mă refer la zonele centrale. Zonele centrale au un cu totul și cu totul o cu totul și cu totul altă logică. Prin urmare, în a fi acuzat și arătat cu Nu, degetul, dar nu v-a domnule, da, acuzat ați nimeni. Eu v-am transformat spus doar că centrul. Eu am gălățenii asta înțeles spun. ce. Atunci aș vrea să vă Nu, întreb. nu. Niște gălățeni, nu gălățenii. Eu aș fi ușor. Niște gălățeni Niște contează. gălățeni. Și dacă unul Cu Sibiu siguranță. spune că își dorește un lucru, Oh, cred că nu-mi primarul ar place. trebui să-l asculte. Ba da. Dar, Nu, dincolo de nu sunt de asta. acord cu asta. Bine, acum eu nu sunt primar, dar pe mine, dacă un om mă oprește pe stradă și mă roagă un lucru, eu stau și-l ascult. Care Una e este să problema? ascult și una e să și pui în aplicație fiecare ce își dorește, fiind Dar aproape i-ați impotent. consultat pe gălățeni despre ce își doresc Evident. în centrul orașului Da, și evident. v-au spus că vor piață betonată? Da. Întreb. Da. Ok. Înainte nu era nimic. Care Nu este era indic nimic. Bun. Care este indicele de spațiu verde atunci pe cap de locuitor Este din unul București? extrem de ridicat pentru România, undeva la peste, cred că, 30,5 metri pătrați per cap de locuitor. Stați bine, nu stați rău, într-adevăr. Eu mi-am dorit doar să le arăt românilor care sunt proiectele pe care primarii le fac, cât de mult țin la mediu și chiar vreau să vă întreb unde se află mediul pe lista priorităților Păi, primarului ținând cont de toate investițiile pe care facem pentru un transport verde, ținând cont de faptul că avem extraordinar de multe proiecte de regenerare urbană. Când spun lucrul acesta, mă refer în mod special în Dar pentru convertirea dumneavoastră, spațiilor atunci când care cândva faceți erau ceva pentru oraș, industriale. Vă rog. asta vreau să vă întreb. Dumneavoastră, când faceți ceva pentru oraș, când aveți o investiție nouă, un proiect nou, unde puneți mediul și impactul de mediu al acelui proiect pe lista dumneavoastră de priorități? E E destul de sus? sus, dar e destul de sus, dar acum, ca să fiu extrem de sincer sau nedemn de sincer pentru un om politic cu dumneavoastră, nu e primordial, nu e primul. Asta vreau Adică să nu vă pot să spun. gândesc. Ar Nu, trebui dar ca sunt sincer orice cu proiect, dumneavoastră. ar Eu trebui sunt ca sincer cu orice dumneavoastră. Vreau să vă proiect. spun la o emisiune de genul acesta, aș fi pus să vă dau un răspuns de politician și să vă spun, domnule, mă trezesc cu mediul în gând și adorm cu el în brațe. Dar nu este vorba despre mediu, repet, este o direcție de dezvoltare. Toată lumea, toate țările, Cu toate orașele siguranță mari, atunci când fac ne un dorim proiect, mă orașe. gândesc și la asta. Ne dorim orașe cât mai verzi, drept pentru care vă pot spune că în ultimii În ani cred că următorul avem mandat vă veți gândi. peste 10.000 de arbori plantați pe domeniul public. Da? Cred că e o cifră care ar trebui să conteze.
Da? Dar urbanul și ceea ce se întâmplă în urban trebuie să ținem cont de faptul că o masă de oameni își desfășoară activitatea de dimineață sau non-stop într-un oraș și are funcțiuni moderne. Nu putem vedea orașul simplu ca o grădină sau ca pe o pădure. De ce? Pentru că pe principiul ăsta n-ar mai trebui să adunăm nici câinii de pe străzi, pentru că și ele sunt ființe ale lui Dumnezeu. Mai aducem vreo 2 lei, vreo 2 căprioare Da. și facem o În junglă fine, urbană. eu nu pot să vă judec, eu sper că vor ști gălățenii să ia o decizie bună atunci când Cu vor siguranță. merge la vot. Și eu am ferma convingere și îi încurajez. Sper în tot Să timpul aleagă că cei mai buni pentru dumnealor. Da, așa probabil vom învăța să facem. Atâta doar mi-aș dori tare mult ca să văd primarii României că atunci când fac un proiect, când indiferent că, eu știu, construiesc un pod sau orice alt proiect important, iau ca factor de risc impactul de mediu și se uită cu foarte multă atenție la acest lucru. Ăsta este singurul meu gând sau singura mea dorință din poziția și de specialist în sustenabilitate. Asta ar trebui să facem toți, indiferent unde am fi. Eu vă Cu mulțumesc tare siguranță. mult! Cu mare drag. Vă mulțumesc și sper să fi rămas ceva din discuția noastră pentru mandatul următor, dacă îl veți lua. Mi-e greu să cred că e vreun primar Oricând vă care și-a aștept terminat aici. treaba. Cu Eu vă aștept drag. la Misiunea Verde să-mi spuneți ce a schimbat discuția noastră în viitorul dumneavoastră mandat. Mulțumesc tare Nu mult! știu, doar câteva procente, cred că mai în glumă, mai în serios. Vom vedea. Mulțumesc încă o dată. Zi frumoasă! Zi frumoasă! Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.